Potrivit proiectului adoptat tacit de Senat, dispozitivele de măsurare a vitezei mașinilor din circulație care nu sunt vizibile sau inscripționate cu semnele poliției nu mai pot fi utilizate. În timp ce unii șoferi suflă ușurați, alții cred că asta nu va face decât să îi încurajeze mai departe pe șoferii vitezomani. Să stea la vedere, să nu mai stea la japcă. Ori e prevenție, ori facem prevenție să civilizăm oamenii, ori stăm doar să dăm amenzi. Trebuie să fie ascunse. Ei, așa dacă le vezi, ce rost are? Potrivit proiectului, șoferii pot scăpa de amenzi dacă mașinile cu radar nu sunt poziționate vizibil și dacă acestea nu au semnele distinctive ale poliției rutiere. Și reprezentanții polițiștilor critică proiectul. Avem nenumărate situații și în alte state în care aparatul radar este introdus în tomberoane, în care aparatul radar este montat sub diferite forme, mascat ca să nu fie vizibil, așa că în țările cu apă caldă aceste forme sunt folosite în mod uzual. La noi însă, nici în momentul de față, noi nu avem polițiști în civil. Cele mai recente statistici arată că în România aproape o treime din accidentele rutiere au loc din cauza vitezei excesive. Singura metodă de supraveghere a traficului este cea în sistem mixt, adică utilizând camere de luat vederi fixe și camere ascunse. Numai așa putem fi eficienți, numai așa putem crea acea percepție a conducătorului auto că poate fi supravegheat oriunde, oricând și în situația în care va săvârși abateri va fi sancționat. Proiectul de lege este inițiat de 18 deputați din toate grupurile parlamentare și un deputat neafiliat. Raportul comun cu alte trei comisii de specialitate, adoptat cu amendamente, urmează să fie supus aprobării plenului Camerei Deputaților, for decizional în acest caz.